În urma vizitei ministrului Eugen Teodorovici în Valea și a discuțiilor purtate de către reprezentanții Sindicatului Muntele la București, s-au făcut promisiuni cu privire la soluțiile care trebuie adoptate în cazul concedierii colective a personalului care nu întrunește condiții de pensionare din industria minieră. Totul însă a rămas la nivel declarativ, întrucât nu au fost luate măsuri concrete în acest sens. O altă problemă pe care o avem legată de complexul energetic Hunedoara este ordonanța care trebuia să înlocuiască, ordonanța 36. Așa cum s-a promis în prezența doamnei premier atât la Petroșani, cât și la întâlnirea pe care noi, Sindicatul Muntele, am avut-o la guvern după aceea, întâlniri la care a participat și domnul Teodorovici, S-a promis în mod clar că va exista o ordonanță care să înlocuiască ordonanța 36. Ordonanța 36 permitea acordarea veniturilor de completare persoanelor care erau concediate colectiv și care nu îndeplineau condițiile de pensionare. Din păcate, am avut surpriza ca în zilele trecute să constatăm că această ordonanță este blocată la Ministerul Finanțelor. Și sperăm ca domnul Teodorovici să se țină de cuvânt așa cum a promis atât în Valea Jului cât și la întâlnirea cu noi de la București și să deblocheze această situație. Ordonanța a fost inițiată de către Ministerul Energiei, a trecut de Ministerul Muncii, fiind acum blocat, așa cum vă spuneam, la Ministerul Finanțelor. Rămâne de văzut însă când va fi rezolvată această problemă.